În martie, înregistrările Dacia în Uniunea Europeană au avansat cu 8,4% la peste 43.500 de unități, iar cota de piață a scăzut cu 0,1 puncte procentuale la 4,3%. Vânzările de mașini noi ale grupului Renault, al treilea mare producător la nivel european, care deține și marca Dacia, au avansat în primele trei luni cu 11,1% la 399.000 de unități, iar cota de piață a crescut la 9,6%. În martie, înregistrările Renault au urcat cu 14,4% la 180.481 de vehicule, iar cota de piață a crescut la 9,5%. În același timp, înmatriculările de autoturisme noi în România au înregistrat în primul trimestru a doua mare creștere din Uniunea Europeană, după cea din Grecia. Aceasta a ajuns la 27,5%, la peste 22.000 de unități. Avansul este de peste trei ori mai mare față de cel comunitar. La nivelul Uniunii Europene, înregistrările de mașini noi au avansat în primele trei luni cu 8,4% la 4,14 milioane de unități, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile.